Salut și bine ai venit la Soluții pentru Stres! Cum ne găsim echilibru? De ce am vrea să-l găsim și ce ne aduce starea de echilibru? Toate acestea le-am discutat împreună cu Dacian Pășcuță în episodul 11 din sezonul 2. Dacian este coach și ajută oamenii să nu își creadă mintea. Misiunea lui este să ajute orice căutător de sine să găsească forma optimă de stabilitate interioară și sensul mai mare din experiențele trăite. Avem ceea ce se cheamă mintea animală, care, dacă ar fi să o ducem în creier, înseamnă multe structuri, majoritar subcorticale, care are un singur scop, această minte, să ne ajute să supraviețuim. Și atunci, în fiecare milisecundă, trebuie să evalueze tot ce se întâmplă în exterior sau în interior și atunci va vrea să pună pe orice fel de stimul o etichetă de plus sau de minus. În continuare, te invit să asculți discuția pe care am avut-o alături de Dacian. Și dacă până la finalul podcastului ai auzit ceva ce ți-a plăcut, lasă-ne un like sau mai bine, un comentariu cu partea ta preferată. În acest fel o să reții mai bine informațiile și o să te ajute pe viitor să ți le reamintești mai ușor. Bună dimineața, Dacian! Neața bună, Alex! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea! Cu tot drag! Eram un pic așa, nu știam dacă... Înainte să te ascult, știam despre ce vorbești, dar mă gândeam cum să integrez, cum să fac și aveam un pic de emoții, dar au trecut emoțiile. O întrebare pe care eu o pun invitaților, ca să dăm și un pic de context discuției, dar și să-i las să se prezinte, este ce-am spune Dacian despre Dacian. Ok. Asta mi se pare cea mai grea întrebare. Restul tehnice și alea îmi plac așa, dar asta de identificare sau de definire mi se pare foarte provocatoare. Dar hai să zic ce fac eu în viața de zi cu zi. Este că îi ajut pe oameni să nu-și creadă mintea, spun eu. Adică să vadă că problemele lor pe care le au în prezent, de orice natură ar fi ele, sunt efectul unor blocări monopolare din mintea lor, adică a unor atașamente, atașări de polul pozitiv din ceva, respectiv a unor resentimente, adică disocieri de niște poli negativi care creează frici, respingeri și așa mai departe. Și atunci toată munca mea este să găsesc unde și-au format oamenii provocările astea, să recodez mintea, percepția din acele momente, ca să putem să echilibrăm situația din prezentul omului. Foarte frumos. E un job, aș spune eu, foarte specific. Este. E și larg, dar e și foarte specific, da. De ce formăm asocieri și disasocieri? Care e... Știu că ai mai vorbit în trecut, dar dacă ai putea să ne răspunzi pe scurt de ce formăm aceste asocieri și disasocieri. Sigur. Avem ceea ce se cheamă mintea animală, care, dacă ar fi să o ducem în creier, înseamnă multe structuri, majoritar subcorticale, care are un singur scop, această minte, să ne ajute să supraviețuim. Și atunci, în fiecare milisecundă trebuie să evalueze tot ce se întâmplă în exterior sau în interior și atunci va vrea să pună pe orice fel de stimul o etichetă de plus sau de minus. Chestia asta mă servește în cine sunt sau mă amenință în cine sunt. În lumea animală, cele două sunt corespondentele pradei și a prădătorului. Da? Căutăm pradă ca să nu murim de foame, deci avem frica de a nu muri de foame și evităm prădătorul, adică evităm sau ne este frică să fim mâncați. Sunt doar cele două temeri în natură, sunt doar cele două temeri în natura umană, doar că sunt sofisticate pe măsura contextului în care trăim. Dar la bază, în mintea animală, sunt doar cele două care ne fac să ne atașăm de lucruri pentru că le considerăm pradă, respectiv să ne disociem de alte lucruri pentru că le considerăm prădători. Și asta ne creează nouă întreaga hartă și hartă mentală și comportamentală din viața noastră, adică știm spre ce să ne apropiem, știm ce să evităm, de ce să ne îndepărtăm,
dacă ne place un material audio sau video cum e ăsta, atunci stăm mai mult timp cu el, îl considerăm pozitiv pentru noi, dacă nu ne place, zicem, ce-i cu bălăria asta, o închidem, nu rezonează, nu se leagă de valorile noastre. Și atunci evaluarea asta este continuă, toată viața, din cauza ei, când suntem în extreme, avem acele probleme de care ziceam adineauri. Foarte frumos, mulțumesc pentru răspuns. Mă gândeam acum în timp ce vorbeam, că mintea noastră, deși face aceste asocieri și cumva la nivel de comportament sau la nivel atât mental cât și fizic, din cauza acestor asocieri s-ar putea comportamentele noastre să nu fie cele mai potrivite să fie în beneficiul nostru. În sensul că dacă, spre exemplu, mă gândesc mereu la fumat, dacă noi asociem fumatul cu socializarea și cu pauza, atunci o să spunem, da, eu mă duc să fumez pentru că am nevoie de o pauză, pentru că sunt nervos, pentru că stau, mă duc la țigară, pentru că XYZ. Adică asocierea pe care mintea noastră o face, și aici corectează-mă tu, fie în mod conștient sau inconștient, exact. Se poate traduce într-o serie de comportamente mai puțin optime. Da, foarte fain spus, mai puțin optime. Nu malefice, nu strict nocive, să le zicem mai puțin optime, e cel mai sănătos. Mie îmi place chestia asta și mai ales când vorbesc de emoții sau de sănătate mentală, că avem chestia asta, emoții pozitive, emoții negative, afecțiuni mentale și mi se pare că se pune o greutate așa pe lucrurile astea, se pun niște etichete, mintea noastră pune niște etichete și vrem să stăm departe de emoțiile negative sau de afecțiunile mentale și de acolo pleacă o stigmă. Unde, de ce ești supărat, de ce ești nervos, de ce țipi, de ce nu poți să faci față lucrurilor ăstuia, de ce te simți depresiv, anxios. Și o chestie pe care de curând am început să o fac este să-mi dau seama că fiecare persoană are realitatea lui și este realitatea lui și nu pot să o contrazic. Sau nu e ok să o contrazic. Pentru că nu pot să-i spun cuiva, nu te mai simți anxios. Adică, și zic, băi, cum să nu mă simt? Că uneori oamenii s-ar putea să se identifice cu chestia asta, să zică, așa sunt eu. Nu poți să-i spun omului acelei persoane, nu poți să-i spun, nu mai fi anxios. Trebuie să înțeleg acea realitate. Dar în momentul în care punem niște etichete pe lucrurile acestea, tindem, la fel cum ai zis și tu, să stăm departe de ele. Și aud foarte mult, să înlăturăm stigma asupra sănătății mentale sau să înlăturăm stigma asociată cu... E, cum ai zis tu într-un episod, luptătorii pentru pace. Vrem să înlăturăm ceva. Nu, hai să nu înlăturăm chestia asta, hai să o înțelegem că e o chestie, nu neapărat o chestie, dar e ceva care se întâmplă, e ceva natural, e ceva ca și cum ai picat pe gheață, ți-ai rupt mâna. E la modul acela. Nimeni nu zice, de ce nu mai ai mâna rupt? Repară-ți mâna. Adică toată lumea acceptă că un os se rupe, dar nimeni nu acceptă că mintea s-ar putea să treacă la un moment dat printr-o perioadă, prin niște anumite stări sau anumite, e o stare de flux așa. Unii, din păcate, din cauza unor factori, rămân acolo, mintea lor rămâne acolo. Se poate îmbunătăți acea condiție sau nu se poate, depinde, nu știu, nu cunosc toate cazurile, nu sunt psiholog, nu cunosc toate momentea să zic, leacurile. Dar nu sunt leacuri. Nu cunosc toate soluțiile de tratament. Gata, am terminat cu rantul. mi-a spus tot ce aveam de spus pe ei. Spune. Nu, mă gândeam doar că e faină completarea asta cu nu e cea mai optimă soluție. Și mă gândeam că facem asta și cu sine. Adică nu doar că vrem să-i corectăm pe ceilalți și nu acceptăm naturalul vieților din prezent sau compensarea la care au apelat în prezent, că e un obicei, că e o afecțiune, dacă punem eticheta asta, ci nici pe noi nu ne acceptăm cu asta și nouă ne spunem în primul rând, nu mai fi anxios, de ce? De ce nu te poți lăsa de fumat? De ce nu te poți apuca de obiceiul cu tare? Și cred în această paradigmă, corecția nu este soluția, ci să înțeleg și să dizolv nevoia din spate este soluția. Dacă facem asta, cred că
schimbăm o întreagă mentalitate și cultură pe care am dezvoltat-o, mai ales în ultimul secol am dezvoltat-o. Apropo de ultimul secol, vorbeai la început de mintea animală și de felul în care mintea noastră percepe lucrurile în natură. Noi ne îndepărtăm, în funcție de unde trăim, că suntem la oraș și depinde și de cât de mare e orașul, poți să trăiești și în New Delhi sau în New York, cumva începem să trăim într-o lume mai artificială. Sau într-o lume artificială, nu mai artificială, într-o lume artificială. Și mulți ar spune că, domne, cum minte animală sau cum natură, că noi suntem în oraș, noi facem calcule, noi ridicăm clădiri, eu lucrez în construcții și de aceea mi-e ușor. Ridicăm clădiri, fiecare ce face, programăm chestii dintre astea. Însă toate acestea eu le văd ca fiind un efort pentru a îți susține supraviețuirea. Orică la 1700 erai fermier sudor ce făceai, acum programezi, e tot o muncă. Însă modul în care noi trăim, tot timpul în priză, tot timpul cumva în afara corpului, de la cap în sus și toate astea, toate lucrurile acestea pe care le facem, ne îndepărtează de natura noastră. Și credem că suntem niște ființe așa super elevate și am ajuns la un nivel al civilizației extraordinar, dar nu ne dăm seama că noi ne-am construit mediul unde să trăim fără o bună parte din amenințările naturale. Adică nu mai avem coleră, avem apă curentă și canalizare, nu mai ne omoară, asta cum îi zice, leu în pădure, dar dă mașina peste noi. Adică cumva ne-am făcut noi mediile noastre să fim ok. Și la 5 minute, 10, depinde cât de mare e orașul, dacă ai ieșit, ești în natură. Și acolo suntem noi, n-aș vrea să zic că suntem în elementul nostru, dar acolo ar trebui să înțelegem cum funcționăm și noi. Și am dat o serie de, cumva, de efecte mai puțin optime ale asocierilor pe care mintea noastră le face, dar aș vrea să ne uităm și la reversul monezii, cum arată o minte care după antrenament percepe și alte lucruri din viața lui, nu doar amenințări. Adică o minte care poate să vadă că ea este naturală, că îi trebuie și un pic de pauză, trebuie să vadă și beneficii, care poate să vadă și beneficiile acestei lumi pe care noi am construit-o, dar și lumii din afara orașelor. Și aceasta este întrebarea. Cum arată o minte care vede lucrurile acestea mai bune, nu doar amenințările? Okay. Nu le-aș zice neapărat mai bune, cât mai echilibrate. Pentru că frica e un mecanism excelent de feedback, care să ne spună când suntem în... Vedem legat de ceva mai multe minusuri decât plusuri, deci mai multe minusuri decât plusuri, respectiv mai multe plusuri decât minusuri. Pentru că și acolo, dacă ceva e pozitiv pentru mine, experimentez frică. Pentru că sunt atașat de lucrul respectiv și mi-e teamă să nu-l pierd. Deci una este, mi-e teamă să nu întâlnesc lucru cu mai mult minus decât plus, și cealaltă este, mi-e teamă să pierd lucru care pentru mine e mai degrabă cu plus decât minus. Ambele sunt periculoase, dar dacă îmi duc mintea în acel natural obiectiv, să zicem, plus și minus în egală măsură, atunci, cum arată această minte? Este mai lucidă, este mai prezentă, nu-i disperată că e inspirată, în pol suntem disperați, sunt disperat să nu se întâmple lucruri negative, sunt disperat să nu cumva să ratez sau să nu cumva să se oprească lucrurile, momentele pozitive. Dar în centru sunt inspirat, mintea mea e liberă, e obiectivă, gândește strategic, ne autoguvernăm mult mai ok decât atunci când suntem disperați, dar e foarte evident ce fel de decizii luăm, cât de repede găsim soluții, cum reacționăm. În centru suntem proactivi, în pol suntem reactivi, deosebit de reactivi, ne atacăm exact ca un animal, de asta e mintea animală, pentru că acolo semănăm efectiv cu un animal mai mult decât cu un om. Ce să mai zic, e... Cum mai arată mintea din centru?
conectată la nevoile înalte, dacă e să ne uităm în piramida lui Maslow, la nevoia de transcendență, la nevoia la creștere și contribuție. Da? Câtă vreme sunt în animalul meu, mă îngrijesc de primele patru nevoi, de certitudine, siguranță, adăpost, supraviețuire, de următorul nivel unde am orice îmi trebuie ca să-mi fie cât de cât bine, să am un anumit confort, de nevoia de conexiune și apartenență la un trib și de nevoia de semnificație, de a fi special sau specializat în ceva anume. De acolo încolo, după ce calmez animalul, pot să mă duc spre creștere și contribuție. Mă gândeam acum în timp ce vorbeai că dacă am trece peste acele patru nivele ale piramidei Maslow, atât ca și societate, dar și în companii, am avea o creștere și o dezvoltare foarte bună. Adică ce am văzut de tine, faptul că suntem mai luciți, faptul că ne autoguvernăm, că suntem mai proactivi, păi, astea sunt lucrurile pe care majoritatea managerilor le vor de la angajații lor. De acord. Adică e și cum companiile sunt multiplicatori fie de stres, fie de lideri. La urmă asta facem în companii, un grup de oameni de 5, 10, 20, 5.000 și de acolo se multiplică niște comportamente. Ar fi... Am duce o viață per total, cred eu, mai plină. Mie îmi place să folosesc chestia asta, mai plină. Nu știu, vine din engleză când you have a full life. Dar o viață mai plină, nu doar plină de lucruri sau de, nu știu, de anumite chestii materiale, ci o viață mai completă, a spune. Exact. Trebuie. Îmi duce o viață mult mai complet. Cum se leagă echilibrul acesta, tot vorba de piramida lui Maslow, nu neapărat cum se leagă, dar echilibrul acesta se poate obține indiferent de situația materială. Eu vorbesc foarte mult și despre bani în podcast, super, pentru că multă lume zice că... Când ești stresat, de ce? N-am bani. Păi, hai să facem bani. Hai să vedem cum putem să facem bani. Și vorbesc despre buget, vorbesc despre partea asta de cheltuială, de monitorizare. Am avut 5 invitați în primul sezon și mai urmează. Și de aceea voiam să vedem cum se leagă echilibrul de starea mentală, de starea financiară. Ok. Exact cum ai zis tu, nu mai avem aceleași amenințări ca acum 5.000 de ani, să zicem, da? Trăim într-un trib, amenințările naturale le-am blindat deja, nu ne bate vântul, nu ne arde soarele în casele noastre, avem mâncare la supermarket, nu trebuie să o vânăm și așa mai departe. Și atunci nu s-au dizolvat temerile, ci doar s-au mutat pe următorul nivel. Și clar că condiția materială este cumva echivalentul faptului că în antichitate, să zicem, sau chiar în preistorie, aveam un trib și un adăpost și foc. Atunci, dacă am putea să spunem efectiv că banii în prezent reprezintă o corespondență a acelei condiții optime sau minime de a supraviețui atunci. Deci nu putem să spunem că există oameni pentru care lipsa banilor nu e un stresor. Singura întrebare este cât de mult mă deraiază acel stresor, cât de mult mă duce în minus fără plus, da? Și atunci mă duce în disperare, în lipsă de luciditate și în cea mai enumerată adineauri, pentru că dacă mă duce mult, fix din starea aia eu nu pot să ies din condiția în care mă aflu. Dacă ne gândim la, uite, hai să schimbăm contextul banilor cu cel al relațiilor. Da, mi-am dorit o relație. Bun, una e când mi-am dorit-o și am fost lucid și am luat-o ca pe o provocare și am gândit strategic și m-am uitat cu cine mă potrivesc, mi-am făcut niște criterii poate, și alta este când am fost disperat și fie am acceptat orice a venit spre mine, fie m-am comportat ca un disperat și în loc să atrag relația, nimeni n-a vrut să fie cu mine că a văzut disperarea din mine. Același lucru e și în relația cu banii. Și atunci putem să avem un cerc vicios care ne duce din înfrângere în înfrângere.
Dacă am stat, am rămas disperat legat de situația mea materială, disperarea mea va genera mai multă disperare. Și atunci, prin asta, eu le spun oamenilor că prima problemă nu sunt banii sau nu e lipsa banilor. Și atunci soluția nu este cea pe care au fantezat-o, că banii le-ar rezolva problema. Și ieșirea din disperare, adică întâi o schimbare mentală, mă poate ajuta mult mai mult să generez bani și să fiu bine cu mine decât să-mi pun speranța în această salvare financiară, care de unde o să vină? Din exteriorul meu, dacă eu disperat. Și atunci vreau să-i arăt omului că au fost situații din viața lui unde n-au fost bani, inclusiv copil. Da? Copil, majoritatea dintre noi n-am avut banii noștri, au fost ai părinților. Și tot așa majoritatea dintre noi n-am avut acces la banii respectivi, adică nu când voiam noi se făcea ce voiam noi, cel puțin e cazul meu. Și atunci am fost fără bani atunci. Cum ne-am descurcat? Au fost diverse alte situații în care am fost fără bani. Student, aceeași poveste, da? Țin minte că am trăit o săptămână în Cluj cu 8 lei. A fost crâncen, dar am învățat niște lucruri acolo. Adică dacă duc mintea în contexte unde deja s-a întâmplat lucrul respectiv, lipsa aceea materială, și găsesc niște beneficii, că am învățat niște lucruri acolo, că am revenit la a supergestiona bugetul pe care l-am, că am prețuit următorii bani care au venit spre mine mai mult decât cei pe care îi aveam atunci când mi-a fost ușor, că atunci am inovat, că atunci am fost mai proactiv în a căuta un loc de muncă, că atunci am învățat mai setos ca niciodată, pur și simplu recadrez în minte că acel stimul, adică lipsa banilor, nu e doar negativ, ci are în egală măsură sau cel puțin are și niște plusuri, cât să duc mintea în zona obiectivă și nu disperată. Și din acel obiectivism vin soluțiile și oamenii găsesc soluții să iasă din impasul financiar de cele mai multe ori. Mă gândeam acum, cât de des te contrazic oamenii când le explici lucrurile acestea? Da, să zicem că nu este un client, deci nu sau cineva care vine la coaching la tine, dar așa, într-o conversație casual, atunci când ajungi la subiectul acesta, că presupun că nu prea te duci la petrecere să zici, haideți să vorbim un pic despre echilibru. Dar când ajungi la acel punct al discuției, cam cât de des te contrazic cu oamenii? Mie îmi place că ai dat și cadrarea asta de conversații sociale, da? Pentru că nu mă bag peste oameni, decât dacă chiar îmi permit sau dacă văd în cineva multă disperare, dar oricum îmi cer voie, cumva, pot să spun o perspectivă poate diferită de ce ai auzit până acum și atunci, da, atunci intru cu buldozerul, dar am cerut aprobare întâi, da? Bun, și atunci, în contexte sociale rare ori se întâmplă contradicții. În coaching se întâmplă, pentru că mulți, aș spune, un 25-30% dintre oameni vor să li se dea dreptate și atunci eu nu sunt aici, cum am zis la început, eu sunt să-ți arăt că nu, ți-ai crezut mintea și nu a fost ok. În cursuri e mai mic procentul pentru că mi-aloc foarte mult timp în explicații și atunci înțelegând explicațiile, oamenii sunt wow, stai un pic, că pe bune chiar așa este și-s mai deschiși să facă exercițiile. Dar la prime întâlniri, că-s webinarii, că sunt inclusiv că-s postări, primez destul de multe mesaje și comentarii cu contradicții, ceea ce e foarte ok, că mă ajută și pe mine să-mi restructurez mesajul poate în alte moduri. Eu chiar cred că modelul pe care îl promovez este unul disruptiv și i-aș putea zice într-un fel chiar contraintuitiv și controversat, așa că sunt ok să fie contradicții. La rândul meu am fost sceptic la modelul ăsta și l-am contrazis o grămadă. Prefer un om care contrazice și se convinge singur decât unul care ia de-a gata de la început. Gândire critică. Ia hai să vedem ce e aici. De ce le zice Dacian că lucrurile sunt așa? Hai să le gândim un pic. Și atunci, într-adevăr, când te convingi singur și vine de la tine, după ce ai avut un pic de
un pic de inspirație de la cineva să cauți și ai avut curiozitatea să te duci acolo și să ai mintea deschisă, atunci când înveți tu și înțelegi lucrurile, ele stau mai bine cu tine, se așează mai bine în tine. Și să fiu sincer, în momentul în care te-am descoperit în online, mi s-a părut așa, nu neapărat neaplicabil, ci eu trebuie să fac, eu trebuie să am 20 de postări, trebuie să, adică, la modul, hai, lasă că vedem noi, hai că văd eu mai târziu ce despre ce vorbește Dacia. Și apoi am început să te ascult. Și când am început să te ascult, mi-am dat seama de o chestie pe care eu o spuneam de foarte, foarte mult timp. Și aceea e că dacă eu găsesc 100 de lei pe stradă, a doua zi în român. Bine, este la extrem. Okay. E foarte la extrem. Este o observație pe care, și o să revin la treaba cu observațiile, este o observație pe care eu am făcut-o în viața mea. Și am zis, păi, de fiecare dată când s-a întâmplat ceva bine, în ceva timp s-a întâmplat ceva rău. Sau s-a întâmplat ceva, nu neapărat rău, că da, le etichetam. Da. Dar dacă astăzi a fost pe plus, după aceea mă așteptam să se întâmple ceva. Și am făcut observația asta de foarte multe ori. Iar apoi am început să, am văzut despre ce vorbești și zic, aha, păi uite de aia. Și uite de aia înseamnă că sunt niște legi universale care, sunt niște legi universale pe care funcționează Universul. Și când am auzit prima oară la tine legi universale, m-am gândit la următoarea întrebare, pe care cred eu că o să-și o pună mulți, sau sper să-și o pună mulți. Legile acestea universale, că sunt legi și nouă nu ne plac legile, că ne îngrădesc. Nu ne îngrădesc ele funcționarea noastră în univers sau în viață? Nu mulți suntem cei care nu împurtăm centura, nu plătim taxe, nu trecem pe roșu, facem lucruri din astea, că nu ne plac legile. Exact. Dar legile universale, nu ne îngrădesc ele modul în care noi ne trăim viața? Păi, dăm voie să-ți răspund cu o întrebare. Legile umane nu-ți îngrădesc viața? Legile umane, cele din Constituție. Da. Poartă centura sau ce mi-ai zis? Păi, dacă sunt un rebel, da, îmi îngrădesc viața. Bun, dar și totuși ți-o îngrădesc, dar ai ales să nu porți centura. Și atunci la fel e și cu legile universale. Noi le cunoaștem în sinea noastră, putem să alegem să nu le respectăm și atunci tot ce se întâmplă este că vom suporta o anumită consecință. Da, a fost alegerea mea să ies din, bine, uneori inconștientă, să ies dintr-o anumită lege universală. La fel și cu legile umane. A fost alegerea mea să ies să nu port centura. Că la legile umane nu întotdeauna se întâmplă, are loc o consecință, e adevărat, dar la legile universale, de fiecare dată, consecința e acolo ca să se readucă acel echilibru de care vorbesc. Și aici mă gândeam zilele trecute la marea majoritate a oamenilor care spun, uite domne, ăla a făcut X lucru în detrimentul legilor umane, furt, înșelăciune, diferite lucruri, și acum lui e bine. Are casă, are mașină, are ce dacă, așa aș vrea să fac și eu. Mm-hmm. Și întotdeauna, nu mai țin minte unde am auzit lucrul ăsta, cred că tot la tine, tu nu știi ce e în spatele acelei avuții, să zic, sau acelui rezultat care a violat legile umane. Nu știi ce e în mintea omului, nu știi prin ce a trecut. Întotdeauna, pe mine mă amuză când eu am trăit o bună perioadă în Târgoviște. Și nu știu dacă ești familiar cu mediul din Târgoviște, dar nu este cel mai prietenos legilor umane. Și am văzut tot felul de oameni. Și după aceea auzeam tineri că, băi, aș vrea și eu să fiu ca X, Y, Z. Și zic, bă, tu nu ești în stare să omori o muscă cu pliciu. Da, păi să faci toate lucrurile alea. Păi zic, gândește că trebuie să... Și le dădeam explicații din ce am auzit la acele persoane. Zic, uite, omul ăsta a făcut lucrul ăsta, a dormit, n-a avut casă, a fugit și de poliție, și de ceilalți oameni, și de... Ești, că te crezi în stare să faci lucrul ăsta? A, păi nu mă, că nu e așa. Păi dar cum e mă, că uite, eu ți-am dat modelul pentru a atinge succesul pe drumul pe care tu l-ai ales, sau pe care tu crezi că ar fi benefic pentru tine. Ești în stare să faci și să fii acea persoană?
acel gen de persoană, hai mă, pleacă de aici. Și stai așa, că nu e, adică tu vezi rezultatul, dar nu vezi ce e în spatele legilor, nu vezi ce e în spatele, nu neapărat fațadei, dar nu vezi ce e în spatele acelui rezultat. Că da, într-adevăr, legile umane n-au fost respectate, însă în spate e ceva mult mai adânc. M-a întrebat cineva odată că, ok, ce cred despre politicienii corupți? N-au încălcat ei legi universale? Ba da, bun. Păi și cum și-o plătesc? De unde e legea, cum intervine legea compensării sau karma, dacă mulți o cunosc drept karma? Și am zis, gândește-te în felul următor. Astăzi tu ești acel politician, da? Bun. Și vrei să ieși în oraș, că ți-e dor ție de oraș. Poți? Nu prea. Exact, pentru că te urăște atât de multă lume, încât ți-e teamă pentru viața ta să ieși fără bodyguard sau fără limuzina blindată. Ok, bun. Ești în funcția în care ești câțiva ani. După aia nu o să mai fii. Puterea ta va începe să scadă. Când nu o să mai ai putere, va trebui să te, să te reinstaurezi în societate. O să poți? Nu o să poți. Bun. Ba mai mult, dacă ai făcut infracțiuni, ele pot fi descoperite oricând de acum încolo. Ești liniștit? Poți să dormi seara liniștit? A, eu personal nu. Și atunci, de unde știi că ei dorm liniștiți? Doar pentru că îi vezi? Doar pentru că media arată doar partea pozitivă și averile pe care le-au acumulat? Acolo există o sabia lui Damocles care atârnă de un fir de păr, cu care eu personal nu sunt dispus să trăiesc. Dacă altcineva își asumă acea compensare, ok? Bine, dar nu putem pretinde că nu există compensare. Nu există datorie care să rămână neplătită în univers conform cu legile universale. Exact. Ai putea să ne treci un pic prin legile universale, doar ca să oferim, și prin legile universale, dar și prin metoda de Martini, pentru că ambele se leagă. Sigur. Acum, legat de legile universale, provocarea este că în funcție de școala pe care o studiezi. Eu o să zic împărțirea pe care eu o fac cel mai des, care se leagă cel mai mult de școala hermetică, cel mai mult, deși nu e chiar 100% suprapus. Avem legea dualității, care spune că în materie, în ce se vede, totul are doi poli și sunt egali. Deci am putea să-i mai zicem legea polarității. Fiecare lucru e un magnet cu doi poli egali. Noi, prin mintea noastră, prin acțiunile noastre, încălcăm această lege. Ok? Când încălcăm această lege și vedem doar un pol sau exagerăm doar un pol sau îl reprimăm pe celălalt, are loc ceea ce se cheamă legea compensării sau acea karma, care are ca scopul să scoată la iveală polul reprimat. Deci cu cât mai mult eu voi încerca să controlez un sistem, cu atât mai mult haos va veni în el. Cu cât voi încerca să aduc mai multă pace într-un context, cu atât mai mult război necontrolat nasc în acel sistem și așa mai departe. Deci legea compensării are ca rol să readucă naturalul din legea dualității. Ok, apoi avem legea schimbului echitabil, care spune, oarecum fix despre legea schimbului echitabil, trage concluzia Einstein cu E egal MC pătrat, orice schimb energetic sau material din lumea asta își va păstra echivalența, își va păstra echilibru, nu putem să încălcăm această compensare echilibrată, i-am putea spune, decât prin mintea noastră, care crede că poate să ia fără să primească, fără să ofere, sau poate să ofere fără să primească ceva, adică tiparele noastre egoiste și altruiste. După aceea avem legea corespondenței sau a reflexiei, care spune că orice plan se reflectă în orice alt plan, adică ce văd în afară reflectă ce înăuntru meu, da? Popular o avem precum în cer așa și pe pământ, precum în minte așa și în corp, precum deasupra așa și de desubt, precum în energie așa și în materie, deci se leagă cumva de legea schimbului echitabil. După aceea avem legea vibrației, care spune că orice lucru vibrează la o anumită frecvență și atunci întâlnesc doar frecvența aia, exact cum dacă dau radio-ul pe o anumită frecvență, aud muzica de acolo și nu de altundeva. Ok? Asta înseamnă că, practic, orice manifest în viața mea, starea de sănătate, calitatea gândurilor, calitatea oamenilor, a oportunităților care sunt în viața mea, sunt în acord cu nivelul vibrațional la care mă aflu la acel moment specific.
Bun, câte avem până acum? 5, nu? Da, 1, 2, 3, 4, 5, da. Ok, legea ritmului, care este oarecum o lege a compensării, doar că ea ne spune că există sezonalitate, o sezonalitate în materie a lucrurilor, da? Care e foarte evidentă exact în sezoanele anului, dar e evidentă în orice fel de ciclu, inclusiv în ciclurile noastre circadiene, în ciclurile noastre emoționale, da? Mânie, depresie, adicție, anxietate și așa mai departe. Deci oarecum e un flux-reflux, o continuare de fluxuri și refluxuri în noi. Și în final avem legea unității și plurității, sau unității și diversității, doar că așa poate fi interpretată eronat, care spune că orice lucru se poate manifesta plural, adică legea dualității, sau unitar, unde unitar sau energetic, i-am putea spune. Și această lege este cea care le înglobează pe toate celelalte. Deci în această lege toate celelalte își au locul și sunt practic un întreg, ca un puzzle, dacă vrei. Și ai zis și de metodă. Da. Atunci metoda, foarte simplu, Demartini a aflat despre legile universale când era tânăr și el s-a gândit, băi, dacă e să construiesc o metodă terapeutică, ar fi bine să o construiesc pe ce este cel mai profund în lumea asta. Și atunci ce găsești mai profund decât legile universale? Decât matrix-ul pe care ai făcut universul? Și atunci el s-a gândit și a construit un set de întrebări, i-a luat vreo 25 de ani numai să construiască întrebările, care să respecte aceste legi. Și atunci metoda lui are 7 întrebări puse în oglindă, sunt 7 în polul pozitiv, 7 în polul negativ, care se aplică pe orice fel de situație din viața noastră și fiecare întrebare are rostul să ne reîntoarcă în acord cu aceste legi universale pe care le-am enunțat adineauri. Da. De ce voiam să ne prezinți un pic atât legile cât și metoda? Pentru că de multe ori oamenii caută soluții. Dăm soluția să fac bani. Nu-ți dau soluția să faci bani. Uite, sunt aici niște legi, niște principii universale pe care Demartini le-a descoperit, dar am înțeles dintr-un podcast de ale tale, unde ai fost invitat, că legile sunt foarte vechi, adică undeva grecii le-au conturat prin observație. Nu putem să știm bine, eu cea mai veche sursă am găsit-o a fi egipteană, dar e disputată cu indienii, dar nici nu contează, sunt nu contează. Exact, nimic nou sub soare. Da. Efectiv, au fost de când omenirea. Exact. Și apoi ai metoda prin care, la fel cum ai spus și tu, să respecti aceste legi. Și nu aș vrea să intrăm în detaliu cum facem, o să vorbim despre lucrul acesta, dar dacă oamenii și-ar lua ceva din acest podcast, este acest lucru. Există niște legi, indiferent de civilizația, statutul, orice vrei tu care este uman, sunt niște legi naturale și există o metodă pe care tu ai putea să o aplici ca să respecti acele legi, să te ducă în echilibru pentru a atinge o minte mai lucidă, să te autoguvernezi, să fii mai proactiv și să nu ai parte de ce am vorbit înainte, de partea aceasta de cumva de atașări spre niște comportamente mai puțin optime. De aceea am vrut să... suferință, stres. Stres, exact. Da. Exact, că toți suntem la un podcast despre stres. În timp ce vorbeai, mi-am notat aici un lucru, oferă fără să primești. Faptul că noi gândim că dacă oferim, nu primim. Uneori. Și aici mă gândesc la oamenii care, și am auzit lucrul acesta, dom'le, trebuie să fii rău în viața asta ca să reușești. Ce dacă, de ce să dai pe gratis, de ce să... Și mi se pare un pic așa, eu am fost foarte reticent la treaba asta. Cum adică să nu dai pe gratis? Cum adică să nu oferi? Cum adică să nu fii bun? Nu da, în momentul în care, la fel cum ai avut și tu într-o postare, o să adâncești condiția acelui om. Sau nu o să adâncești, o să o prelungești. Și aici vorbeam despre banii pe care îi dai unui cercetător. Că țin condiția acolo, nu-l faci să-i fie destul de rău ca să se ducă să facă altceva. Dar să-i dai cuiva timp din timpul tău, din înțelepciunea ta, din atenția ta, ele nu vin la pachet cu, adică nu-ți iau din ceea ce ai tu.
Nu, cumva nu, dar eu nu, trebuie să simt că primesc înapoi. Pentru că dacă eu nu percep că primesc înapoi, data viitoare voi avea mai puțin chef să-ți dau. Și data viitoare mai puțin. Și până la urmă se cauzează o frustrare acolo și mă opresc din a oferi. De asta e așa de important să știu că atunci când ofer, primesc în egală măsură ceva. Poate primesc strict satisfacția mea că am vorbit despre ce îmi place, satisfacția mea că ideile mele merg mai departe și împlinirea că am făcut asta un anumit timp. Și este aici o chestie de percepție sau de comportament din partea celorlalți? Adică... Aș zice că e de intenție. Dacă știu, intenționat mă duc și fac un gest, să zicem că cred despre mine că sunt altruist, da? Uh-huh. Eu dăruiesc fără să cer înapoi, da? Bun. Chestiunea asta nu are cum să-mi facă bine, pentru că în primul rând este o minciună. Dar sunt oameni care zic, m-am sacrificat pentru tine. Dacă te-ai sacrificat, de ce spui asta? Tocmai când spui... arăți că îți doreai ceva la schimb, doar că ție nu ți-ai recunoscut în primul rând că vrei ceva la schimb. Ok, ok. Deci e mai în spate de percepție sau de comportamentele celorlalți, este intenția cu care noi facem lucrurile. Adică mă gândesc dacă îi dau cumva un sfat și acea persoană nu acceptă sfatul, cum simt eu că primesc ceva înapoi? Sau poate chiar și poate faptul că acea persoană nu mi-a ascultat sfatul este ceea ce primesc înapoi, e o confirmare că nu ar mai trebui să mai dau acelei persoane, nu? Posibil și asta. Strict legat de sfaturi, mie îmi place să spun următorul lucru. Când dai un sfat altcuiva, ți-l dai ție. Dacă vezi asta, tocmai ai primit exact cât ai oferit. Exact. Mă surprinde de fiecare dată când înțeleg lucrurile acestea, că sunt atât de, nu știu cum să spun, atât de simple, dar atât de te liniștesc atât de mult și te calmează că îți rup din ego-ul ăla care ar fi trebuit să primești, ar fi trebuit să faci cum am zis eu. Nu, tocmai ce te dați un sfat. Eu am chestia asta cu fă sport, încurajez foarte mulți oameni, fă sport. Și în momentul când le spun oamenilor fă sport, după ce mă zic, bă, dar eu fac. Dacă eu fac, hai să vedem cum, lasă să fac eu și poate o să-mi urmeze altcineva exact. E ok să dăm sfaturi, dar că, doar că asta să conștientizăm, că orice sfat dat ne arată că noi încă nu facem undeva lucrul respectiv. Și nu-i de învinovățit, oh, vai, nenorocitul de mine, cum am îndrăznit să-i dau un sfat altuia când eu nu fac? Ci mai degrabă să o iau ca pe o invitație. Băi, sinele meu, care acum a dat un sfat altcuiva, mi l-a dat și mie, bă, mersi. E foarte, e foarte, din nou, pare simplu, pare contraintuitiv, dar este atât de benefic pentru noi. În ceea ce privește ritmul, legea ritmului și a sezonului, vorbeam săptămâna trecută cu un băiat, că la fel, lumea artificială în care noi trăim, unde muncim, același lucru, de luni până vineri, câteodată și sâmbătă, și suntem conectați tot timpul, încalcă modul natural de viață pe care, până mai acum două generații, noi l-am avut. Pentru că nu făceai aceeași muncă iarna, vara, primăvara, toamna, făceai alt gen de muncă, dormeai altfel și din cauza industrializării, program de 8 ore, aceeași muncă zi de zi. Dar noi nu ne schimbăm cumva, ok, facem aceeași chestie că așa e lumea în care trăim noi acum. Nu pot să mă duc să-i spun șefului, știi, e iarnă, azi muncesc decât 4 ore până când se întunecă. Lucrul ăsta e ceva din afara noastră, avem puterea să alegem dacă vrem să ne trăim viața în acest fel sau nu, însă, din păcate, modul în care mediul din jurul nostru funcționează necesită o atenție, să zic eu, de 8 ore pe zi, de luni până sâmbătă. Dar în noi nu facem schimbarea. Adică noi nu trecem de la e primăvară, hai să văd ce înseamnă primăvară pentru mine și cum aș putea să rezonez eu cu acest sezon, cu un nou început, cu creștere, cu planificare, cu
plantarea unor anumite unor anumitor semințe, să zic așa, pentru viitorul meu, ca să le culeg la toamnă. Nu facem chestia asta. Noi ne comportăm și bine, dau exemplu meu acum. Dacă sper să nu se simtă cineva lezat de faptul că vorbesc la plural. Dar cu siguranță rezonează cineva, deci ok. Nu trecem prin această ciclicitate și chiar mi-a plăcut foarte mult discuția pe care am avut-o cu acel băiat, că am fost așa nostalgici, că și noi iarna când eram copil, la fel cum ai spus și tu, când n-aveai bani, când erai mic, când erai copil, făceai lucrurile acelea, adică iarna te bucurai de zăpadă, primăvara te bucurai de soare, că puteai să te joci iarăși cu mingea. Și făceam lucrurile astea când eram mici, dar dintr-o dată am decis noi că vrem să fim adulți și gata, nu mai. Trebuie să fim la fel așa. Și foarte, din nou, am observat chestia asta, e în violarea unor legi universale. Cum am putea noi cu toții să ne antrenăm capacitatea aceasta de a observa când suntem în concordanță cu legile naturale și când nu? Legi universale, scuze. Da, e același lucru. Legi naturale sau legi universale, chiar sunt școli care le folosesc ca legi naturale. Foarte simplu. Nu se adaugă ceva nou, da? Ai un panou cu să treci legile ca să ți le amintești, ca pe cele 10 porunci, da? Nu. Ci este suficient să mă uit la starea mea. Dacă starea mea este aceea pe care am descris-o în echilibru, da? Sunt mintea e cât de cât lucidă, obiectivă, sistemul meu nervos îmi arată că sunt în echilibru, adică am fost în sistemul meu simpatic de dus provocările atâta cât am fost și în sistemul meu parasimpatic de a le digera, de a mă reface, de a mă odihni cum trebuie, dar digestia mea e bună, sănătatea mea este ok, sunt împlinit cu ce fac. Când intru într-o stare emoțională, nu mă guvernează 2 săptămâni, mă dă peste cap de nu-s bun de nimic, ci îmi revin cât de cât repede. Intru din ce în ce mai rar în aceleași văi sau mă duc din ce în ce mai rar pe aceleași dealuri emoționale și mai degrabă într-un centru care este prezent, recunoscător, iubitor, cert, inspirat, entuziast, dar nu excitat. Deci, practic, starea mea îmi arată și starea și împlinirea mea, că mi-a plăcut că ai folosit plinul și împlinirea, da? Sau întregul, că e wholeness, wellness, au aceeași rădăcină, așa? Dacă le am pe astea, înseamnă că viața mea, în majoritatea timpului, respectă legile universale. Eu spun despre stres, am mai făcut niște o serie de traininguri clienților cu care vorbeam, pe care îi manageriez, și le spuneam despre stres că stresul este o reacție și stres, ca fiecare reacție are următoarele caracteristici: durată, cât de mult ești în reacția aia, cât de des ești în reacția aia, cât de des te enervezi și care este intensitatea. Și la fel cum ai spus și tu, îi puneam să-și observe aceste caracteristici. Cât de des mă enervez eu? Păi 5 zile din 7. La ce intensitate? Păi nu pot să mai mă mișc când mă enervez. Nu știu, îmi transpiră mâinile, bate, îmi mă tare. Cât durează? Păi 30 de secunde. Păi nu e chiar atât de... Adică e o chestie care vezi pe cineva că trece pe hol, ți-ai activat sistemul nervos, l-ai văzut, a trecut, gata. E o problemă extraordinar de gravă când în restul timpului tu ești o persoană în echilibru. Dar dacă sunt aceleași caracteristici și durează 6 ore pe zi, e bine, atunci avem o problemă. Atunci e deja, Doamne ferește, stres cronic și e grav. Și această capacitate de a ne observa, de a vedea cum ne simțim, am vorbit cu Alexandra Bădiță despre journaling. De a scrie lucrurile, de a vedea cum ne simțim, că noi nu ținem minte, uităm. Am uitat, maică. Capacitatea aceasta de a observa se antrenează. Și este bine să înțelegem că uneori poate nu suntem în echilibru și că avem la îndemâna noastră
legile universale și metoda de Martini prin care putem să revenim în echilibru. Care deși o altă metodă. Pentru că eu nu sunt fixist pe metoda asta. Cunosc cel puțin 15 modele terapeutice care toate vizează întoarcerea în naturalul lucrurilor. Deci nu trebuie să ne atașăm de un model. E un model bun, asta e clar. Sunt alternative suficiente. Da, și la fel. Nu încerc să ofer o anumită soluție sau o anumită fă așa că... Nu-mi plac chestiile astea. Multă lume zice, când te enervezi, ridică-te și pleacă. Păi, și unde să plec? Că eu sunt într-un stivuitor, ce fac? Adică n-am cum mă enervat, ce fac? Unde mă ridic să plec? Și nu-mi plac deloc soluțiile acestea cumva fixe. Ideea din spate de ai nevoie să te depărtezi de acel stresor, pentru că acesta este ritmul natural prin care corpul se apără. Dacă te uiți în natură și vezi zebra, ea fuge de leu. Așa, da, mă înțeles, încearcă să creezi o anumită distanță între tine și stresor, fie că este fizică, fie că este mentală sau emoțională, și să te depărtezi de acel lucru care este extraordinar de dificil, să te depărtezi mental și emoțional de un stresor. Da, o înțeleg, da, să pleci, ce fac? Sunt în trafic și mă enervez, unde? Las mașina acolo, ce fac? Da. Deci, da, ca să revin la întrebare, observă, e important să ne analizăm starea și evoluția pe parcursul timpului și fără să ne judecăm. E o chestie pe care tot o propun, fără să ne judecăm, nu e ok judecată. Cum facem atunci când avem mai multe plusuri în viață? Cum facem să restabilim echilibru? Pentru că mulți ar spune, păi da, domne, da, uite, am muncit 20 de ani, am o casă, am o familie, am toate plusurile acestea în viață pe care le-am adunat pe tot parcursul acesta, de ce ar trebui eu să mă gândesc la minusuri? Sau că nu e benefic să ne gândim și la minusuri. Sau cum ar zice cineva, de ce vrei să-mi iei bucuria? Nu bucuria ți-o ia această echilibrare, ci tocmai îți aduce bucuria. Până acolo era excitare, era atașament și atașamentul generează întotdeauna suferință. Sau hai să nu zic întotdeauna, cât fie suferință, fie frică. Oricând sunt atașat de ceva, în sinea mea mi-este frică că o să-l pierd. Și atunci dacă eu văd ceva, un anumit stimul, nu în viață per general, un anumit stimul, că mi-aduce mai multe plusuri decât minusuri, sunt atașat de el, mi-e teamă să-l pierd, iar dacă îl pierd, sunt dat peste cap profund. Și atunci ăsta e motivul pentru care vreau să caut minusuri. Ca să pot să am o gândire echilibrată față de acel lucru, să nu fiu disperat, să nu-mi fie frică să-l pierd, să-l pot prețui cu adevărat și să mă bucur de el. Acolo mă bucur de el, dacă sunt în echilibru față de el. Da? Dacă ne gândim la o anumită oportunitate, hai să zicem un job, da? Și jobul respectiv părea doar cu plusuri fără minusuri. În jobul ăla ne-am sacrificat, adică am lăsat de la noi, am tăcut, am înghițit, am făcut. Am făcut lucruri pe care în mod normal nu le-am fi acceptat, da? Am dat din alte valori ale noastre, am lăsat familia deoparte, somnul deoparte sau știu orice altceva, pentru acele plusuri fără minusuri. Bun, am fost noi lucizi, am fost obiectivi acolo. Când a venit o problemă, pentru că exista presiunea că lucrul ăla e cu plus fără minus, căutăm cu disperare o soluție în loc de să o căutăm cu inspirare. Când cineva ne-a acuzat de ceva, să zicem un coleg ne-a criticat, pentru că jobul ăla avea numai plusuri fără minusuri, poate am atacat înapoi ca să ne păstrăm poziția aia, în loc să răspundem obiectiv că nu era cazul să fie, sau să ne asumăm răspunderea că poate chiar am avut o parte de responsabilitate acolo. Deci oricând văd ceva cu plus fără minus, mă transform într-un animal. Aia nu-i bucurie. Și atunci echilibrarea îmi asigură de fapt bucuria și împăcarea, uite iarăși un cuvânt fain, împăcare. Împac două lucruri acolo, văd întregul,
din acel peisaj, mă ajută să mă bucur mai mult de viață. Și ai întrebat și cum să facem asta, nu? Uh-huh. Bun. Foarte important să nu fac per general treaba asta. Și să o iau ca stimul cu stimul, să văd care e acel lucru specific de care sunt atașat. Care e acea acțiune a cuiva, care e acea trăsătură a cuiva, ce anume din obiectul cutare, din contextul cutare, specific, simt că are plusuri fără minusuri, simt o atașare față de lucrul respectiv, mi-e teamă să-l pierd. Și odată ce-l identific, pot să mă gândesc la tot felul de nuanțe care toate înseamnă minusuri. Ce m-a costat chestia respectivă? Ce mă costă ongoing în viața mea? Ce minusuri îmi aduce? În ce pierd eu când, din cauza acelui lucru? Pentru că noi suntem foarte interesanți. Zicem, a, chestia aia n-are niciun minus. Dar stai un pic, oricând spui da la ceva, spui nu la altceva. Și atunci când spui da acelui lucru, la ce spui nu din viața ta? Ca să vezi măcar pierderile respective. Ce m-a costat, cum m-a limitat, în ce tipare mă ține, cum mă blochează, cum mă handicapează, ce frici îmi cauzează, din cauza acestor frici ce pierd eu în viața mea, ce oameni nu-s de acord cu lucrul respectiv. Pot să mă întreb orice fel de lucru, ca eu să văd și costurile, și minusurile, și pierderile din acel context și să mă întorc în echilibru. Și mă gândeam acum că această analiză ne poate ajuta să obținem echilibrul și în viitor. E corect ce spun? În sensul da, că... corect. Odată echilibrați în prezent, cumva se rescrie viitorul. Eu mă duc prezent în acel viitor, nu mă duc fantezist. Că dacă ceva are plusuri fără minusuri, atunci și în viitor voi sta atașat de această fantezie și voi fi predispus la a-mi crea și altele. Exact, exact. Pentru că mult de fiecare dată când mă gândesc la aceste legi, mă gândesc la eu vorbă că dacă vrei să prinzi o pisică, nu alergi, îi dai lapte. O lași pe ea să vină la tine și pierzi laptele, dar vine pisica. Adică trebuie să ai laptele ca să vină la tine pisica. Și mulți oameni ar spune: "Da, domne, dar eu, uite, vreau să mai sunt știu, relație, bani, timp, carieră, vacanțe, vreau să le am." Însă nu, și suntem, cum ai spus și tu, ne atașăm de acel rezultat. Vrem să avem chestia aia. Ok, dar ce trebuie să faci ca să ai lucrul acela? Care sunt opțiunile pentru a obține timpul, banii, relațiile, vacanțele? Câte aia? Păi, n-am, uite, eu stau la muncă. Păi, da, ieși un pic din, încearcă să vezi cum poți să atragi vacanța, cum poți să atragi relația, cum poți să atragi genul de muncă pe care tu ți-l dorești. Care sunt caracteristicile persoanei care atrage lucrurile acestea? Le găsești la tine? Nu. Și atunci ce putem să facem? Și mă mai gândeam la faptul că această lipsă de echilibru e, din păcate, la nivel de societate, de cultură în mare. Există și persoane care trăiesc în echilibru și îi vedem că sunt în fața noastră și vedem că aș vrea să fiu ca XYZ sau uite el unde a ajuns pentru că trăiesc în echilibru, dar marea majoritate a noastră trăim într-o lipsă de echilibru și generațional așa am fost învățați că e ok să fim așa. Însă nu prea pare că ne ducem pe o cărare foarte bună, de fapt. Da, care totodată vine cu niște oportunități, pentru că o să vină punctul în care o să ne doară suficient de tare cât să regândim paradigma cu care creștem copiii și cu care, din care gândim noi ca adulți. Doar că vine prin durere, pentru că asta e natura umană, învață prin lipsă. Nu ne-am trezit azi dimineață să fim profund recunoscători pentru sănătate. Dar dacă răcim astăzi și o săptămână bolim, ah, ce bună e sănătatea aia. Și atunci, la fel, uneori e nevoie să trecem prin durere ca să învățăm un nou mod de gândire.
are legătură și cu, și aici o să fie trei lucruri pe care le număr, are legătură ceea ce vorbim noi cu ego-ul, recunoștința și zona de confort? Da, cu toate. Toate. Pentru că din zona de confort, dacă vrei, spune? Te dezvolt? Da, te rog. Ok, prima dată, termenul ego a fost distorsionat de-a lungul timpului, pentru că dacă ne uităm la originea freudiană, el înseamnă un sine. Toată lumea are un sine care se definește prin anumite valori, să zicem, da? Ok, dar a fost asociat de-a lungul timpului cu mândria, atașamentul, mai mult cu școala estului, cu ieși din ego-ul tău, ucide ego-ul sau învinge ego-ul sau știu eu mai ce. Eu aș zice, simplu, ca să-l punem în contextul discuției noastre, minte animală. That's it. Și prin asta, practic, am spus cum se leagă mintea animală de, sau discuția noastră de ego, da? Care vrea plus fără minus, câștig fără pierdere, plăcere fără durere, sprijin fără provocare, familiar fără necunoscut și așa mai, ordine fără haos și așa mai departe. Bun, după aceea ai zis recunoștință. Recunoștința este starea pe care o am, indiferent de ce se întâmplă cu mine sau cu exteriorul. Și atunci, dacă este un indiferent, înseamnă că eu eram în a recunoaște ambipoli. Când recunosc ambipoli, am recunoștință. Că sunt recunoscător pentru lucrurile pozitive, aia e o jumate de recunoștință. Că asta vinde societatea în prezent, că recunoștind, eu sunt recunoscător. Pentru ce? Pentru chestia aia și aia, ok. Like, era foarte ușor să fii recunoscător pentru lucrurile alea. Dar în miezul provocării, ai văzut binecuvântarea? Că dacă da, ai recunoscut ambipol, deci ai recunoștință. Ok? Și ai zis de zona de confort. Și aici cred că sunt foarte multe mituri dezvoltate în societatea actuală. Oarecum o blamare a zonei de confort și o invitație în afara confortului pentru noi toți, ca fiind sursa de creștere. Dar fiecare dintre noi avem un set de valori. Și în valorile alea ne este imposibil să stăm în zona de confort. Și avem fiecare dintre noi niște valori joase, adică lucruri care nu se văd în acțiunile noastre. Poate noi fantezăm că sunt valoroase pentru noi, dar nu se văd în acțiunile noastre, în care ne este aproape imposibil să ieșim din zona de confort. Și atunci, același standard, apropo de ce zicea aia din aur cu o soluție fixă, același standard cu ieși din zona de confort poate să transmită un mesaj foarte nenatural și nepotrivit pentru unii dintre noi. Mai degrabă, cunoscându-mi valorile, văd unde mi-e natural să ies din zona de confort și totodată unde să mă împac că zona de confort e acolo pentru că alea nu-s valorile mele și atunci am nevoie de altcineva să-mi asigure creșterea în domeniile respective. Foarte frumos și mă gândeam acum la tot felul de mesaje care vin din partea generației tinere de antreprenori, care sună ceva de genul 20.000 de euro pe lună sunt bani puțin. Stai, cât? Ce? Ce ai zis? Sau nu mai sparge semințe cu prietenii tăi. Bă, stați ușor. Stați ușor. E un set de valori, dar nu proiecta asupra altora. Și am mai avut conversațiile acestea în episoadele trecute, unde, într-adevăr, ca să ajungi la un anumit, nu știu, hai zicem, să ajungem la un anumit nivel, generalizăm acum, e nevoie să ai să faci o serie de acțiuni care s-ar putea să fie în afara grupului tău de prieteni cu care ai fost până acum. Asta nu înseamnă că nu-i mai iubești, asta nu înseamnă că nu-i mai respecti, asta nu înseamnă că uiți de ei, că și ei te-au ajutat și au fost acolo pentru tine la momentul oportun, doar că limitezi timpul pe care îl acorzi lor, pentru că vrei să ajungi sau vrei să înveți o serie de noi comportamente și acele comportamente nu se găsesc în acea zonă. Dar lucrurile astea cu nu știu câți bani nu sunt destui sau că ar trebui să muncești, cea mai mare problemă în momentul de față în muncă la 2 decembrie 2021 sunt burnout-ul și stresul. De ce spui mie să muncesc 16 ore pe zi când corpul meu ține decât 9? Adică n-am cum să ies din zona de confort în modul ăsta, la fel cum ai spus și tu. N-ai cum să ieși din zona de confort. Muncește mai mult. Păi,
nu o să fiu mai productiv, o să mă simt mai rău, a doua zi nu o să mai fiu, pot să mai muncesc încă 8 ore ca și până acum, că am nevoie de mai multe ore de a dormi. Și sunt niște mesaje dintre astea așa luate și perpetuate și emise cumva, dar nu-ți rezonează și mă seacă. Și pentru că stăm atașați de rezultatul ăla și nu vedem că, uite, un exemplu bun în sensul ăsta e Elon Musk. Da? Omul nu prea are o viață în sensul de multiple valori. El e foarte mult cu misiunea pentru Marte și mașinile electrificate și ce mai are el ca proiect. Deci e foarte clar că acea unică valoare ocupă foarte mult timp din viața lui. E clar că lui este natural să lucreze poate 16 ore pe zi, să nu dețină casa lui, să doarmă într-un container sau unde doarme. Dar dacă eu am și prieteni, și familie, și niște hobby-uri, și o valoare pe învățare, și așa mai departe, pe alea, cum le pun după dreptarul Elon? Efectiv nu se potrivește. Nu, cum. Și nu putem să spunem că să luăm pe Elon Musk, să zicem, ieși din zona ta de confort, că aia e ceea ce spunem toți, și du-te și predă, nu știu, arte plastice la grădiniță. Și aia e ieșire din zona de confort, nu? Exact. E o zonă de confort pentru el acolo. Nu, n-a investit nimic. Da, exact. Deci dacă părinții preiau conducerea acestei lumi, ar trebui să meargă să zică și altora, trebuie să ieșiți din zona de confort, să mergeți să, cum ai zis, să predați arte plastice copiilor. Și nu se facă chestia asta. Cum ajută? N-are nicio idee. Și ne apropiem de final. Mai am două lucruri. Unul, mă gândeam în timp ce vorbeai despre recunoștință, că ne uităm doar la lucrurile bune, dar există și acel gen de persoane care se uită doar la lucrurile rele. Și zic, păi, viața mea, uite, n-am mai, și suntem mulți, șeful mă enervează, salariul nu-mi ajunge, copilul face ce face, soția, soțul la fel, societatea, e poluare, și tindem să ne uităm, să facem chestia asta, cred eu, și din cauza atenției pe care negativismul o primește, că în momentul când zici, uite, știi, n-am bani, și lumea zice, da, hai să vedem de ce n-ai bani, hai să vorbim, că uite, sau e chestia asta când atrage atenția, dacă zici cumva, da, eu sunt, nivelul meu financiar e în echilibru cu ceea ce dau. Să plictisește lumea și pleacă, nu mai stă de vorbă cu tine. Care ar fi un punct despre oamenii care văd mai mult minusurile decât plusurile? Ok. Deci dacă ar fi să alegem între cei doi, e clar că cei care văd negativ sunt mai dezavantajați. Pentru că negativismul ăsta vine cu multe răspunsuri în corp care duc la daune asupra sănătății și atunci, da, aș zice, gândirea pozitivă e un pic superioară. Dar în rest, dacă excludem chestiunea asta, aproape că sunt la fel de periculoase cele două gândiri. Bun? Dar ceva prea puțin cunoscut despre negativism este că oamenii negativiști, dacă ar fi să punem eticheta asta pe ei, da, sunt atașați de pozitiv. Cum așa? Au o speranță adesea inconștientă pentru pozitiv și pentru că nu poți să ai o realitate pozitivă, pur pozitivă, dar ei o vor pur pozitivă, măcar se duc în negativism ca să justifice de ce chestia aia nu e posibilă. Trebuie să reascund lucrul ăsta ca să pot să-l înțeleg. Uite, dă-mi un exemplu, dacă poți, de unde ai obișnuit să fii negativist. Păi hai să luăm... Sau dacă ai pe cineva despre care poți să spui că într-un subiect anume, dar vreau subiect anume, exprimă negativism. Vorbesc cu băieți și ei se plâng de lipsa banilor și spun că salariul nu este de ajuns. Banii nu sunt de ajuns. O persoană specifică legat de asta, nu trebuie să-mi spui nume, doar să fie concret pentru tine. Da. Te felicit. Ok, și atunci, uite-te la omul ăsta și vezi că el fantezează la bani veniți ușor la el sau la ce înseamnă mulți bani în viața lui. Deci e atașat de acest pozitiv în mintea lui și în comparație cu acest pozitiv, realitatea e mocirlă, frate, și atunci aia tot exprimă.
Am înțeles acum. Da, ai dreptate. Așa e, așa e, așa e acea persoană, da. Mersi, mulțumesc frumos. E, a fost un exemplu foarte bun. Înainte să încheiem, mi-ar plăcea să ne spui dacă ai o poveste preferată din oamenii cu care ai făcut coaching, care ți aduce ție, nu știu, împlinire, bucurie. Wow, multe, multe, multe. Hai să vedem dacă găsim tematică. Sau vrei o anumită temă? Că așa e, ca și cum ai întrebat, zi-mi un banc. Știu așa de multe, că dacă nu-mi dai o temă cu papagali, atunci nu să știu să zic banc. O poveste a unei persoane care, deși nu a avut cele mai bune venituri sau resurse sau poate nu trăia în cea mai bună, nu avea cea mai bun mediu în jurul ei, a reușit să ajungă la echilibru. Sau a ajuns să trăiască în echilibru. Trăiască conform cu aceste principii, da, pentru că dacă eu par o persoană echilibrată, vreau să spar bula aia acum, pentru că dezechilibrele sunt natura umană, doar trebuie să avem principii și instrumente potrivite. Măi, și așa am foarte mulți oameni care, nu pot să zic că au reușit, ci că au și-au depășit condiția. Așa. Hai să aleg pe cineva. Da, uite. Povestea unui tânăr pe care mama l-a lăsat la orfelinat și nu a cunoscut-o, n-a avut idee că a fost adoptat de mic, n-a știut lucrul ăsta, deci el a considerat că sunt părinții naturali, că s-a întâmplat adopția până într-un an și a aflat doar adult, într-un moment de conflict oarecum. Acel moment de conflict l-a dat foarte tare peste cap, a plecat de acasă, s-a dus să-și caute inclusiv mama și tot ce a aflat despre ea a fost că a dus o viață de prostituată și asta a fost tot ce a putut să afle despre ea și care în viața lui de zi cu zi se lupta și avea provocarea, asta a fost provocarea cu care a venit la mine. Făcea accidente cu mașina odată la câteva săptămâni. Și la un moment dat cineva i-a spus, măi, nu e ceva emoțional acolo, adică de ce tot mai tu de atâtea ori? Și am căutat în spate, tot ce am putut eu să leg a fost acolo o nevoie de a se arăta în fața mamei și a nedreptății pe care el o percepea. Era mai complexă situația. Bun. Și în procesul nostru de vindecare, la un moment dat l-am întrebat ce reproșează mamei cel mai mult. Și a fost că nu l-a ținut în viața ei. Și atât l-am întrebat. Dacă te-ar fi ținut în viața ei, unde ai fi fost astăzi? La ce nivel de gândire ai fi fost astăzi? Că doar suntem foarte mult produsul educatorilor noștri. Dacă ea era la acel nivel, cine era ea astăzi? Un vagabond, poate un om al străzii pe undeva, sau la închisoare, sau în cine știe ce condiții. Și atunci, aparentul abandon al mamei a fost totodată un gest de iubire față de tine? Și el a zis da, l-a lovit din plin, a mai lucrat pe acele conflicte pe care le-a avut cu familia de adopție, și a conștientizat că nu are niciun motiv de răzbunare. Nu are niciun motiv de răzbunare. Conștientizarea asta, dusă profund, l-a făcut ca de atunci încoace să nu mai aibă accidente. Și pentru mine, și din asta, pentru că accidentele alea reprezentau un stresor financiar din plin, din asta a putut să înceapă să clădească ceva și să considere că poate să fie pe picioarele lui, nu să se definească prin mediul din care a venit. Și pentru mine, pe el m-a impresionat tare când am experimentat și am trăit cu el povestea lui. Cât de frumos!
Este chiar o poveste emoționantă și mă bucur și îți mulțumesc că ai împărtășit-o cu noi. Pentru că ne arată faptul că natura vieții este atât de complexă și punându-i etichete, e posibil să vrem să ne răzbunăm sau să vrem să ne trăim viața așa cum ar trebui a trăit. Nu știu dacă a fost poetic. Mie îmi place să zic, definițiile pe care le dăm definesc, aduc finalul, omoară lucrurile și atunci ne mirăm după aia că ne blocăm în cine știe ce. Dacă am scăpat de definiții sau am reduce definițiile, am avea o viață trăită mult mai liber și mai obiectiv și în acord cu valorile noastre. Super! Mulțumesc frumos, Dacian! Rămâne să încheiem podcastul aici. A fost o discuție foarte, foarte frumoasă și sper că oamenii să-și iau multe insight-uri de aici. Și sperăm să fie echilibrat un pic universul cu a fost un pic disruptiv în ceea ce privește modul în care oamenii văd viața și sperăm să le aducem echilibru. Iar acum la sfârșit, like, share și subscribe la toate social media pe care le avem. Tu ai și site, nu? Te găsești numai pe site. Te găsești și pe Facebook, și pe Instagram, și pe YouTube. Și îi încurajăm să ne scrie dacă le-a plăcut sau nu le-a plăcut, îi încurajăm să ne scrie. Eu zic întotdeauna, eu vreau să am troli. Vreau să ajung la nivelul acela de... Exact, ai ambele părți că atunci dacă ți le asum, nu trebuie să vină. Exact, vreau să am dacă spuneți, băi, ești cum ești, spune-mi acolo în comentarii. Mulțumesc frumos, Dacian. Și eu mulțumesc. Dacă ai ajuns până la finalul discuției, țin să te felicit și să îți mulțumesc. Sper că ai găsit utile aceste informații din podcast și dacă nu, spune-ne. Vrem să aflăm de la tine, cel care ne asculți, cum putem să devenim mai buni pentru ca aceste episoade să îți fie de folos.